Salut, prieteni! În acest video vreau să vă arăt exact câte grade are motorul în funcție de acele liniuțe de la turometru. Deci o să urmărim pe telefon temperatura la ulei și la apă și o să ne uităm și o să numărăm câte liniuțe avem aici în dreapta ca să ne dăm seama câte grade are motorul în funcție de acele liniuțe. Am pregătit telefonul, acum o să pornim mașina ca să putem să ne conectăm la ea. E frig afară, vedeți că sunt vreo 5 grade. Bun, deci abia am pornit motorul, vedeți, temperatura la ulei este 10 grade și la antigel 10,23-35 începe să urce. Deci în dreapta avem apa și în stânga avem uleiul. Și noi o să vorbim de aceste liniuțe de acolo din dreapta. O să punem telefonul undeva jos. Deci noi acum ne uităm la acele liniuțe. Când este motorul rece avem în jur de 18 liniuțe. Cam așa mi-a ieșit mie la numărătoare. Oricum vedeți că este cu una peste 4.000 de turații. Și o să observăm că ușor, ușor crește și temperatura. Deci avem 15 grade la ulei, 16 grade la apă. Oricum, ele stau mereu aproape. Deci apa cu ulei, automat, plus minus un grad. Dar haide să revenim la acest turometru. Deci el ne indică nouă temperatura la ulei. Și e un fel de protecție când turăm motorul, să nu turăm peste acele liniuțe, pentru că este rece și dăunează grav motorului. Vedeți că deja coboră la 4.000. Și ca să încălzim mai repede mașina, va trebui să plecăm cu ea. Să văd eu cum țin camera. Deci acum monitorizăm practic temperatura cu aceste liniuțe, ca să vedem exact câte grade avem la motor. Apropo, înainte să plecăm, aceste liniuțe sunt valabile doar la E60 până în 2006. Adică non-facelift, E60 NFL. Acelea facelift 2007, 2008, 2009 au și ele acele liniuțe, numai că acelea stau pe loc, nu funcționează. Nu știu de ce, cei de la BMW au scos funcția asta ca să ne arate aceste liniuțe ce temperatură are motorul. Deci nu vă panicați dacă aveți fix acele liniuțe și aveți un BMW E60 2008, pentru că așa e făcut bordul să nu funcționeze liniuțele. Asta e valabil doar la non-facelift. Aceste liniuțe se mișcă doar la NFL 2003-2006, anul în care s-a produs bordul ăsta, în care se și mișcă liniile. Am coborât puțin, vedeți, încă o linie sub 4.000 și deja avem 27 de grade Celsius. Apropo, dacă stați pe loc, se încălzește mai greu, mai bine vă mișcați ușor cu mașina și dacă vreți să încălziți mai repede motorul, orice mașină diesel, cel mai bine merge la 90 de grade, în jur de 90 de grade. Deci uzura motorului atunci se produce când nu avem temperatura potrivită. Adică mergem cu motorul rece. De aia nu-i bun dieselul la oraș. Dacă lucrați undeva la un kilometru de oraș sau undeva aproape rău tot, nu prea este recomandat dieselul pentru că nu se încălzește motorul și 90% mergeți cu mașina cu motorul rece, adică uzură foarte mare. Și normal e bine cu un diesel la temperatură bună să mergem peste 2000 de turații. Eu acum merg așa, că încă e motorul rece, după cum observați, dar când e fierbinte, când are în jur de 90, peste 2000 de turații. Lui îi place turat și fierbinte să lucreze. Deja avem 36 de grade. Și am mai coborât, vedeți câte o linie? Dar oricum, când este frig afară, se încălzește foarte greu, mai ales 3000 diesel. Avem și mult ulei, peste 8 litri de ulei intră în baia de ulei. Dar îl încălzim, nu-i problemă. Și am atins 40 de grade. Deci, vedeți, când aveți 2-3 linii sub 4.000, motorul încă este rece, adică n-are rost să-i dați în gură, pentru că buliți motorul, adică se uzează foarte grav când e rece. Și vedeți, în mers, urcă mult mai repede. Ia să vedem ca idee și în cât timp ajungem la un 90 de grade în mers, așa lejer. 5 grade afară nu este foarte grav. Nu putem să spunem că minus 10 și se încălzește foarte greu, deci e acceptabil afară. 45 de grade. Deci acum am ajuns la jumătate. Avem 45 de grade. Deci când este acul chiar între 4000 și 4500, v-ați prins, nu? Avem 45 de grade. Acum deja ne îndreptăm spre 50, deci acum avem 50 de grade.
De-aia e bine să mergem ușor, prin oraș, până ieșim undeva sau până vrem să mergem tare cu mașina. Nu plecăm direct cu 200 la oră cu ea. Nu mai schimb și eu, dar oricum dacă merg mai tare și măresc viteza, acum de exemplu mai bine de merg cu a treia, se încălzește mai greu, deci dacă merg. Deci tare pentru că vine din față curentul și răcește motorul. Și se pare că avem 60 de grade. Deci vedeți, ne apropiem de 4500 de turații și avem 60 de grade. Deci dacă pornim mașina, mergem până la piață și înapoi și noi facem 10 minute până acolo, mergem cu motorul rece. Așa stricăm mașinile astea diesel. Așa că mai bine luați-vă benzină dacă aveți drumuri scurte de refăcut. Dus-întors, dus-întors, câte 10 minute, deci motorul nu se încălzește. Nu lucrează la temperatura optimă, așa că luați degeaba ca să-l stricați. Luați-vă benzină și ați scăpat de grija asta cu temperatura motorului. Că la diesel e foarte pretențios, filtrul de particule, EGR-ul, toate lucrează prost acum, până la 90 de grade. De-aia multe persoane nu înțeleg, iau diesel și după aia se gândeze ce li se înfundă filtrul, de ce au probleme. V-am spus, dacă eu acum mergeam la muncă, făceam 10 minute cu motorul ăsta până în 60 de grade, mă întorceam înapoi, deci eu merg practic cu mașina numai cu motorul rece și la diesel nu-i place treaba asta. Vorbesc și eu ca să vă țin aici de vorbă până se mai încălzește motorul. Iar am mers cu a patra escă. Așa, mai bine cu 2000 de turații. Ne apropiem de 70 de grade. Deci vedeți, când aveți fix 4500, înseamnă că vă stă uleiul și apa la 70 de grade. Oricum, ca idee, acest indicator, deci liniuțele astea, vă indică nivelul la asta, gradele la ulei. Ele astea indică, nu indică apa. Dar automat, egal cu apa temperatura, pentru că stau aproape. Apa cu uleiul trebuie să fie acolo, la aceeași temperatură. Deci acum avem 70 de grade la ulei, 70 de grade la apă și vedeți 4500 de turații. Dacă vă rămâne ceasul aici, aveți problemă cu termostatele. Înseamnă că adică sunt blocate și au rămas blocate pe deschis. Așa că trebuie să le schimbați, că mergeți mai tot timpul cu motorul rece. Deci dacă vă rămâne aici la 4500 de turații, nu e bine. Trebuie să coboare mai jos. Și practic, dacă am ajuns aici, noi despre asta vorbim, despre termostate. Deci termostatele lucrează cu temperatura apei și asta ne ține și uleiul și apa în același loc. Deci prin asta putem să urmărim termostatul, termostatele. Dacă aveți cutie manuală, aveți două termostate de schimbat, dacă aveți probleme cu ele. Dacă aveți cutie automat, aveți trei termostate, aveți și pe cutie un termostat. De-aia e bine când schimbați, să schimbați pe toate, că nu se știe de la care poate fi problema. Și ca idee, dacă vă rămâne la 70-75 de grade, deci cum e în cazul ăsta, cât avem aici 4500 de liniuțe, înseamnă că aveți termostatul blocat pe deschis, ceea ce nu e grav, puteți să mai mergeți cu mașina, numai că trebuie să mergeți la mecanic să le schimbați dacă țineți la motor. Deci ele sunt blocate pe deschis, cum ar veni răcesc continuu și nu ne dă voie să ne ducem la 90 de grade cu motorul. În schimb, dacă coboară foarte mult, o să ne uităm acum la cât trebuie să rămână la 90 de grade, dacă coboară sub, e grav. Înseamnă că sunt pe închis și motorul e prea fierbinte și poate să ne fiarbă apa și daune nasoale. Adică trebuie să tragem pe dreapta și să găsim cât mai repede o soluție să schimbăm termostatele. Deci dacă sunt pe deschis, nu e așa problemă. Le schimbăm într-o săptămână, două, nu e așa urgență, putem să mergem cu mașina în continuare. Numai că nu indica să mergem perioadă lungă de timp. Bun, ne apropiem de 80 de grade. Deja acum mergem spre bine, cum ar veni, adică suntem ok. 80 de grade, deja am coborât sub 4500 acolo la liniuțe, înseamnă că totul este ok. De obicei la 70 rămâne blocat când e termostatul blocat pe deschis. Noi acum ne-am dus spre 80. Mersul ăsta constant, care l-am avut noi până acum, adică nu fluctuații să mergem prea tare, prea încet. Oricum, vedeți, se încălzește greu un motor diesel. La benzină până acum era de mult la 90. Bineînțeles că în sarcină, dacă mergi mai mult la deal, se încălzește mult mai repede. Deci eu acum am mers pe drum drept. Când sunteți în sarcină, se încălzește mult mai repede. Sau cărați ceva cu mașina, e mai grea. Eu acum plimb singur cu ea de aia. Și ați văzut că merg constant așa. 80 de grade. Deci acum avem 80 de grade. Deja e ok, dar mai avem până la 90.
Chiar mă gândeam acum cum ar fi când fac video ăsta să descoper că am probleme cu termostatele și rămân la 70, 85 de grade, deci ne apropiem de 90 de grade. Sincer, n-am ținut cont până acum, dar nu mă gândeam că așa de greu se încălzește motorul, adică n-am ținut cont până acum. Mergeam prin oraș, ușor, păi ieșeam afară, îi dădeam mai tare, dar se pare că foarte, foarte greu se încălzește un diesel iarna. Deci când aveți în jur de 0-5 grade afară, se încălzește foarte greu. Ce să mai deci? Bine, dacă mergeți mai agresiv, mai așa, prin oraș, mai sprintem, să accelerați, să mai puneți o frână, mai tot așa, puțin mai repede, dar oricum. Deci un sfert de oră, 20 de minute, clar, trebuie să mergem finuț cu motorul până se încălzește. 87 de grade, deja putem spunem că ne-am atins targetul, adică acum putem să mergem cum vrem noi cu mașina, că nu mai sunt probleme. Deci sub 4500 încă a rămas o singură liniuță. Oricum am urmărit liniuțele, e clar că dacă v-a coborât sub 4500, aveți temperatura ok. Adică aveți, că v-am spus, trebuie să stea în jur de 90, că o fi 87, că o fi 90, 91, 89. Acum, oricum, puteți să mergem cu motorul mai cu viață, că nu avem probleme. Și o să încălzească și la 90 acum. Deci iarna cam asta este mers, să zicem așa, cu mașina. Peste 2000 de turații. Și vedeți că se învârte la 86-87 de grade. Dar oricum e ok. Că plus minus orice termometru, orice mai dă eroare. Ideea e că liniuțele astea trebuie să fie sub 4500. Ca să puteți să mergeți cu mașina liniștit pe autostradă, unde vreți voi. Eu acum, pentru că am drum drept, vedeți, rămâne la 86. Turațiile nu mă ajută, oricum, cât merg mai tare, cu atât vine vântul și răcește mai tare motorul. Ca afară avem doar 4 grade. Dar temperatura este ok. Cu ocazia asta mi-am verificat și eu termostatele. 86-87 e super ok. Vara, când avem afară peste 20 de grade, suntem blocați în trafic și mergem încet, se duce la 91-92 de grade. Dar acum, pe frigul ăsta, e ok. Deci dacă aveți 86-87-88, încă e ok. Să nu vă rămân la 70, aia este problema. Mai ales dacă merg tare acum, de exemplu, n-am făcut nicio afacere. Pentru că vine vântul și răcește motorul, deci nu, s-a dus la 87, dar oricum nu mă ajută să mă duc chiar la 90 în capăt. Dar îl încălzim oricum dacă mergem așa. Și acum automat trebuie să încetinesc. Și va veni frâna de motor, care la frâna de motor automat se răcește. Vedeți, am coborât la 86, cred că ne ducem la 85, la 87. Hai că mai prindem o porțiune aici. 88, vedeți? E ok. Și cât o să merge mai mult, cu atât o să învârtă la zona asta. 87, 88, 89. Îl ducem în 90, nu e problemă dacă e. Opa. Nu prea avem unde să mergem așa tare noi. 88 de grade. Ceea ce e super ok. Înseamnă că termostatele funcționează perfect. Și prieteni, ăsta a fost video. Eu vă mulțumesc de vizionare, sper că v-a fost util acest video. Și o să ne vedem la următorul video. V-am lăsat. Pa!